valoarea conceptului multiplexity, dar mai important decât atât, în ultima la săptămâni, mai precis în ultima două săptămâni, s-au întâmplat câteva lucruri esențiale pentru înaintarea acestui proiect. Muzeul Corneliu Microși va deveni în anii care urmează centrul de artă, tehnologie și experiment sau, cu alte cuvinte, Multiplexity. Multiplexity a fost proiectat deja ca și idee din anii în care municipiul Timișoara își contura strategia culturală pe termen lung, în 2014, iar Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a inclus această idee în dosarul de candidatură cu care noi am câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, tocmai pentru că în cazul în care câștigam titlul, și iată l-am câștigat, să dăm un impuls pentru dezvoltarea și punerea pe picioare a unui asemenea centru. Un asemenea centru va fi unul nu doar de importanță locală, ci și de importanță euroregională. Să nu uităm că noi dorim să iradiem beneficiile capitalei culturale europene și în euroregiune către Ungaria și Serbia și în colaborare cu aceste țări, va fi unul de importanță națională și unul de importanță europeană. Când am pornit la gândirea acestui centru, am făcut-o printr-un proces de consultare și care acest element participativ dorim să-l păstrăm pe tot parcursul, nu doar al înființării centrului, ci și al derulării activităților aici. De ce? Pentru că e important să știm de la cetățeni de ce anume are nevoie Timișoara pentru a aduce un plus de valoare în artă, în știință, în cultură, în tehnologie. Și în elaborarea conceptului, adică ce anume va reprezenta acest centru pentru oraș și pentru Europa, la capătul unor consultări cu specialiști din oraș, arhitecți, urbaniști, IT-iști, universitari, oameni de cultură și artă, s-a ajuns la concluzia că acest centru trebuie să fie foarte adânc ancorat în profilul Timișoarei și au fost culese câteva elemente care constituie acest profil, și anume faptul că Timișoara este un oraș în care IT-ul excelează, faptul că Timișoara este un oraș în care arta își caută un nou drum, și când spun nou drum, se profilează în jurul unor mari evenimente de artă contemporană, de artă în general și evenimente culturale, și nu în ultimul rând, caracterul experimental al Timișoarei a fost luat în calcul, și anume faptul că Timișoara a fost tot timpul un oraș al inovației, al premierului. Și deci, sub cupola acestor idei principale, s-a născut ideea acestui Multiplexity, care astăzi, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, care oferă infrastructura prin acest muzeu Corneliu Microși, cât și prin dezvoltarea muzeului, pentru că acest spațiu va fi dezvoltat, pe de o parte, și prin colaborarea între Primăria Municipiului Timișoara și Ordinul Arhitecților din România, care va organiza un concurs de soluții de arhitectură pentru acest centru, ajungem într-o etapă foarte importantă în ceea ce va deveni Multiplexity. Și, desigur, se vor păstra procedurile legale și este un proces prin care va trece construirea acestui centru, dar să nu uităm că anul 2021 nu este punctul terminus pentru Timișoara 2021, nu e linia de sosire, ci e o linie de un nou început pentru Timișoara, și Multiplexity va fi un element de moștenire culturală și de inovare pe care Timișoara 2021 o va lăsa decenii și, dacă de ce nu chiar secole, pentru că e important să se realizeze proiecte durabile.
Este, să zic, primul pas a fost ceea ce asociația a făcut în anii precedenți, după câștigarea titlului, și anume consultări pentru conceptul Multiplex City, care au fost coordonate de asociație, sigur, de fiecare dată în colaborare cu primăria, cu Ordinul Arhitecților, cu universitățile din Timișoara, cu artiști și IT-iști. Acest concept are o formă clară, este deja prezentată, a fost prezentată la lansarea acestui eveniment de astăzi și am avut și un partener internațional, și anume Ars Electronica din Linz, cu care am colaborat încă în faza de proiectare a dosarului de candidatură. Ce urmează după acest concurs de soluții? Sigur, construirea centrului și pe parcurs, pentru că nu vrem să lăsăm ca ideea să dispară în toți acești ani în care se va concretiza spațiul fizic. Pe parcurs, noi dorim să organizăm deja unele proiecte, pentru că asociația are rolul de a oferi conținutul artistic și cultural, o parte din el, pentru că cealaltă parte va fi oferită de artiști și oameni de cultură din oraș. Și anul acesta vor avea loc două proiecte, unul care se numește Remind Mapping, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara și IT-iști din Timișoara, și un al doilea proiect care se va derula împreună cu Asociația Simultan.